Bună! Ce mănânci acolo? Un sandwich? Bune, văd că-i sandwich, că nu sunt împic. Tu ce e? Pui și salată. Trebuie să fie bun, nu? Ce-i azi? Ce facem parc la ora asta? Nimic. Mănânc de prânz. Singură? The magic spell you cast. This is love the I'm raised. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see only closing only fast. The magic spell you cast. This is love the I'm raised. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love under you. When you press me to your heart, and in a world apart, I'll know that is in you. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be love beyond road. Vrei o înghițitură? Nu, mulțumesc. E cam de vreme pentru mine. Niciodată nu e de vreme pentru ceva bun. Nu, chiar nu. M-ai strigat după ajutor. Să m-ai violat. Ce-ai zis? Ce? Ce-am spus? De ce credeai că o să strig după ajutor? Și la toate faceți la fel. Oricând mă plimb pe alea, oricând mă așez pe bancă. Dar nu mi-ai dat niciun motiv. Și nici n-aș vrea. Știi cum se zice? Dacă ești murdar pe din afară, ești murdar și pe dinăuntru. Asta e o prostie. Iura. Se întâmplă în fiecare zi. Bine, până astăzi cel puțin. Înțeleg. Trec și eu prin aceeași chestie. Cum adică trec prin aceeași? Crezi la BCR. Aici, peste drum. Așa. Și seara când ies de la birou, opresc în centru istoric, la o cafenea. Bun. Vin direct de la muncă și sunt îmbrăcată ca acum. Și nu pot să nu cred că lumea mă evită pentru că arăt ca o corporatistă. Păi și ce e rău în asta? Nimic. Asta din punctul meu de vedere. Dar am senzația că toți mă privesc ca pe o snoabă măritată cu munca. Nu prea mă bagă nimeni în seamă. Cred că încep să pricep. Dar ești tu partea bună a lucrurilor. Dar tu poți intra în cafenelele alea. Eu sunt norocos dacă vreun dozator nenorocit îmi primește leu să-mi dea o zeamă mizerabilă într-un degetar de plastic. Da. Când spui așa, lucrurile nu mai par atât de rele. Mă fac să-mi fie rușine de ce am spus. Nu te stresa. Totdeauna încerc să văd lucrurile prin ochii lorlalți. Tu poți intra peste tot, știi?
și nu întâlnești deloc lume, iar eu nu pot intra nicăieri și cunosc o sumedenie de oameni. Pot să te întreb ceva? Dar să nu te supere pe mine. Lasă-mă să ghicesc. Cum am ajuns boschetar, nu? Nu! Adică da. Sunt sigură că nu ai fost mereu așa. Ai dreptate, nu am fost. Am fost actor. E bune? Nu mă crezi. Că nu e că nu te cred, dar nu arăți a actor. Normal că nu. Arăta boschetar, vorbesc de acum câțiva ani. Și atent, hai să-ți arăt. Nu, chiar sincer, nu trebuie. Nu. Stai liniștită, că oricum vreau să văd dacă nu cumva mi-am pierdut mâna. Crezi că sunt un jec de om, nu? Nu crezi că sunt un individ ca toți ceilalți? Ascultă-mă aici, eu sunt un om ca toți ceilalți, dar voi mă tratați ca pe un gunoi. Gunoi, auzi? Crezi că dacă vii în parc îmbrăcată cu țoarele tale de firmă și cu sandwich-ul tău prețios, ai voie să mă judeci? Îmi cer scuze. Îmi pare rău. N-am vrut să te ranjezi. N-am vrut să vă supăr. Mi-am ieșit din mână sau nu? Adică, ai interpretat un rol? Eu nu cred că am ceva puțin. Nu. Da, dar puțin. Deci ai fost actor. Dar ce s-a întâmplat? Am căzut într-o sticlă fără să știu să not. Așa de rău? Chiar din prima. Încet îți pierzi hățuiți replicile. Nu ajungi la repetiții. Miroși alcool, lucruri care nu prea plac. Îmi pare rău. N-ai nicio să-ți pare rău, dar nu e bine atât. Și până la coadă nu-i nici chiar atât de rău pe cât pare. Adică n-am program, nu dau socoteală nimănui. La asta nu m-am gândit niciodată. Normal că nu te-ai gândit. În schimb, eu am tot timpul din lumea să... Apropo de timp, trebuie să plec. Altfel, mă vor da dispărută ăia la birou. Bine, mi-a făcut plăcere să vorbim. La revedere. Mati. Mă bucur că te-am cunoscut, Andreea. Ce mă? Te rog să nu te superi pe mine și să nu-mi iei nimeni de rău, numai că... Te rog, ține-ți bani. Eu sunt cel care face astăzi cadou. Poftim. Ce sunt astea? Bilete la o premieră, la Național. Și de unde le ai? Să zicem că am rămas bun prieten cu personajul din rolul principal. Despre ce e piesa? E vorba despre un actor care ajunge boschetar din cauza că a căzut într-o sticlă și nu a știut să noapte. Mă auzi că e foarte tare. Și personajul din rolul principal chiar știe meserie. Așa am auzit. Sper să poți să ajungi. Okay.